care sunt pagubele de care suntem conștienți sau pe care care ne-au fost semnalate până în acest moment. Din câte știu, sunt vreo 10 stâlpi de iluminat public aici de pe platoul Curții Domnești care au fost afectați și astăzi, mâine, vor fi remediate problemele de echipajele Luxten. În primărie au fost afectate câteva prize de telefonie internă, prize electrice care au condus și la arderea unor surse la două calculatoare, din câte am înțeles. Sunt mici incidențe care au dat un pic peste cap activitatea primăriei. Din câte știu, și sistemul de control acces a fost afectat de trăsnetul de ieri, dar până la urmă este un semn de la Dumnezeu că trebuie să ne punem pe reclădirea orașului așa cum trebuie, pentru că, iată, în spatele nostru este un simbol al orașului, un simbol care are peste 500 de ani de existență, deci a dăinuit peste secole și încă este viu, trăiește și e la fel de robust ca acum 500 de ani. Și asta trebuie să ne dea de gândit, dacă oare noi chiar nu suntem în stare să clădim lucruri la fel de trainice, pentru că suntem pe platoul Curții Domnești, unde deja la 10 ani după lucrările de modernizare de aici, lucrurile sunt cam șubrede. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Trebuie să facem lucrurile trainice, trebuie să nu ne mai zgârcim la bani, la timp, să punem toate resursele pe care le avem în vederea construirii unui oraș durabil. Eram într-o ședință aici în birou, alături de colegi din primărie, discutând pe proiectele aflate în derulare și a fost un șoc nemaipomenit. Am zis împreună cu colegii că a trăsnit în primărie, atât de puternic a fost șocul și nu mă refer doar la sunet, doar la zgomot, cât și la cum s-a cutremurat biroul, așa cum s-a văzut lumina aceea foarte intensă. Și după m-am interesat prin oraș și s-a simțit foarte puternic și în celelalte cartiere ale orașului, Vânătoriu, Numai, Dărmănești, Mărăței, chiar până la Viișoara s-a simțit un șoc foarte puternic.